A fost refuzat de societate și a refuzat să ia un tratament care îi fusese prescris încă de la vârsta de 8 ani. Din păcate totul s-a terminat cu un masacru, deși poliția fusese anunțată cu o săptămână înainte de ce avea să urmeze. Elliot Roger s-a născut la Londra în anul 1991 pe 24 iulie. Părinții săi au fost regizorul britanic Peter Roger, cunoscut pentru filmul său documentar din 2009 Oh My God, iar bunicul său din partea tatălui a fost fotoreporterul George Roger. Mai târziu, familia a emigrat și s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, Roger fiind crescut chiar în Los Angeles. Părinții se-au divorțat ulterior, iar tatăl său s-a recăsătorit cu actrița marocancă Sumaya Akabon, care i-a născut un al doilea fiu. Încă de la vârsta de 8 ani, Elliot a consultat terapeuți și a primit tratament psihiatric, inclusiv medicamente pentru o varietate de boli și tulburări mentale. Cu toate acestea, el a refuzat să ia oricare dintre medicamentele care i-au fost prescrise. Mama lui și-a declarat convingerea că acesta suferea de sindromul Aspenger, chiar dacă nu a fost niciodată diagnosticat oficial cu tulburarea de dezvoltare. Și ca o mică paranteză, sindromul Aspenger poartă numele pediatrului Hans Aspenger, care a observat comportamente și dificultăți asemănătoare a autismului la băieții care aveau o inteligență normală. Acest sindrom se manifestă încă din copilărie și afectează mai mult băieții decât fetele. Persoanele cu sindromul Aspenger au de obicei un nivel ridicat de inteligență, însă întâmpină dificultăți în interacțiunea socială și comunicarea cu ceilalți. Lucru care generează anxietate și confuzie. Revenind la Elliot, acesta a fost agresat în școală și susținea că nu și-a putut face prieteni. Asta deși oamenii au spus mai târziu că el era cel ce refuza să-și facă prieteni. La un moment dat, a început să aibă un cont de YouTube și un blog online, ambele în care se plângea de singurătatea sa și de respingerea celorlalți. De asemenea, a frecventat comunitățile online care a fost asociat în mod obișnuit cu misoginia și antifeminismul. Pe 4 iunie 2011 s-a mutat pentru a urma colegiul din Santa Barbara, dar mai târziu, în luna februarie a anului următor, a abandonat studiile. Din 2011 până în 2012, el a fost implicat într o serie de incidente minore în care a aruncat sau pulverizat băuturi pe cupluri sau grupuri de oameni pe care era gelos. Pe 20 iulie 2013, el a participat la o petrecere și a încercat să interacționeze cu fetele de acolo. Însă se pare că a fost ignorat. Afecțiunile pe care le avea împreună cu refuzul fetelor de a vorbi cu el l-au enervat și l-a făcut să încerce să le împingă de la geam. Dar din fericire nu a reușit și a fost îndepărtat de alți bărbați de la acea petrecere. A plecat, dar s-a întors pentru a încerca să-și recupereze ochelarii de soare. În schimb, el a fost bătut de aceiași atacatori. Potrivit lui, în declarația sa, acest lucru l-a determinat să înceapă să-și planifice furia. Început din septembrie, Eliot a folosit banii de buzunar de la părinți și bunici pe care i-a economisit pentru a-și finanța planul personal de răzbunare. A vizitat poligonul de tragere și a cumpărat trei arme de foc din trei orașe diferite. De asemenea, a început să lucreze la un fel de carte. Pe care am intitulat-o My Twisted World, The Story of Elliot Roger. Pe 25 ianuarie 2014, el și-a acuzat colegul de cameră că i-ar fi furat un set de lumânări care îi aparțineau. După ce a fost arestat, el a pledat vinovat pentru acuzații de furt Mic, dar poliția a respins cazul din cauza probelor insuficiente. Pe 30 aprilie, părinții lui Elliot i-au văzut videoclipurile de pe YouTube și s-au alarmat. Așa că aceștia au contactat poliția. Cu toate acestea, când ofițerii l-au luat la întrebări pe Elliot, el a spus că nu este nimic serios, așa că au decis că nu este periculos și că nu ar trebui să îl rețină și că de asemenea nu există niciun motiv pentru a-i percheziționa domiciliul. La acea vreme, totuși, Elliot își plănuise prima crimă și avea deja două arme în posesia sa. El a susținut în aceeași carte pe care o scria că o căutare din partea poliției i-ar fi stricat planurile. Pe 23 mai 2014, Elliot își începe planul de răzbunare. El a înjunghiat până la moarte trei persoane. Aceste trei persoane erau cei doi colegi ai lui de cameră și un prieten de al acestora. La ora 21.17, Roger și-a încărcat ultimul videoclip pe YouTube în care și-a descris planurile și motivațiile. Apoi a trimis către 34 de persoane, inclusiv părinții săi și alți membri ai familiei sale. S-a dus la un cămin de lângă Universitatea din California cu intenția de a-i masacra pe toți din interior. Când a bătut la ușă, cei din fața lui s-au speriat groaznic, iar el a început să tragă în tot ce mișcă. A ucis o tânără și a mai rănit o alta, iar apoi a condus mai departe în oraș și a tras din interiorul mașinii sale, ucigând un student și rănind mai multe persoane. Imediat la fața locului au ajuns mai multe mașini, care l-au văzut pe Roger în acea zonă plecând de acolo, însă nu s-au gândit nicio clipă că el ar fi cel care a tras. Așa că Elliot a reușit să scape de acolo. Seara neagră și plină de furie pentru Elliot a continuat acesta conducând în continuare și ajungând într-o altă zonă cu pietoni, unde de asemenea a început să tragă în unii, iar pe alții i-a lovit cu mașina intenționat. În acea seară el a rănit 12 persoane. 6 prin împușcături și 6 lovindu-le cu mașina. La un moment dat, după mai multe rafale cu poliția, a fost lovit de un glonț în umăr, însă a reușit să fugă, deși poliția era pe urmele lui. S-a izbit de un biciclist, rănindu-l grav, iar apoi s-a împușcat mortal în cap. Avea doar 22 de ani la momentul morții. Ultimul videoclip de pe YouTube al lui Elliot Roger a fost descoperit după crimă și șters. Cu toate acestea, era deja prea târziu pentru că fusese copiat și repostat de alți utilizatori. Atenția critică s-a concentrat asupra contactului anterior al lui Elliot cu poliția din 30 aprilie, unde a reușit să-i să convingă că nu este o amenințare pentru alții, deși își plănuise deja totul și cumpărase deja armele de foc. Drept urmare, legea din California a fost schimbată, iar acum armele pot fi confiscate dacă un membru al familiei te pune plângere că tu ai putea fi periculos pentru tine sau pentru altcineva. Evident au fost și oameni care au spus că acest lucru nu este un lucru bun, însă cu toate acestea legea a fost adoptată în 2016 și din punctul meu de vedere bine a și făcut. Atât am avut pentru voi astăzi despre tânărul Elliot Roger, un tânăr care ar fi avut tot viitorul în față, însă nu știu ce să zic, nu a primit destul ajutor sau nu știu cum să procedezi în momentul în care încerci să oferi ajutor cuiva și îl refuză. Mă refer la faptul că el a refuzat să ia medicamentația. Un caz uh, trist. Un caz foarte ciudat. Vă las. Salutare. Ne vedem data viitoare.